La finalul partidei, antrenorul Costică Buceschi a precizat că handbalistele au jucat prost, iar susținerea din partea publicului a lipsit. Un meci pe care l-am început cu handicap de 5 goluri la pauză, pentru că în prima repriză n-am jucat nimic. Am jucat cu frică, cu teamă de a nu greși, presiunea publicului, din păcate jucăm acasă, publicul pune presiune pe noi, în loc să pună presiune pe echipa oaspete. Avem aici câțiva oameni, a zis dumneavoastră, câțiva suporteri, între ghilimele, care repriza a doua de vreo 5 etape, în continuu ne apostrofează și în continuu strigă la noi. Și am și o întrebare pentru ei, pentru ce vin la meci? Să ne jure, să pună tot timpul să se bucure de greșelile jucătorilor sau vin să vadă și să ne încurajeze? Da, am jucat prost prima repriză, am încercat să revenim în a doua, am fost aproape, am reușit să egalăm, dar asta suntem, asta este locul, astea sunt jucătoarele. În momente critice și momente de tensiune, încă nu reușim să finalizăm și nu reușim să dăm mingea în poartă. În etapa următoare, formația băimăreană va întâlni în deplasare SCM Gloria Buzău, duminică 14 aprilie, de la ora 17:30, la sala sporturilor Romeo Iamandi din Buzău.